Timotei, capitolul 2. Să citim de la versetul 1. Pagina 1169. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 1. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, ca să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încurunat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Rugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelege ce spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu, și cuvântul lor va rodeca ca angrena. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nesguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de aceasta, va fi un vas de cinste sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la multe, la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie plin cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Amin. Amin. Doamne, cuvântul Tău este veșnic. Cuvântul Tău este viu. Cuvântul Tău este adevărat. Și noi ne bazăm 100% pe cuvântul Tău. Amin. În următoarele minute vorbește-ne cum știi Tu, Doamne. Vorbește-ne, Doamne, prin semne și minuni, și în mod deosebit vorbește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt, spre slava numelui Tău. Amin. 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 Vă rog să ocupați locul. Este o slujbă specială pentru că suntem la masa Domnului și întotdeauna când suntem la masa Domnului, parcă momentele acelea sunt mai sacre, sunt mai încărcate cu prezența lui Dumnezeu în inimile noastre și în locul acesta. Două versete, chiar trei, mi-au atras atenția în capitolul acesta pe care l-am citit adineauri. Și ele sunt versetele 20, 21
și 22, ce spune așa Sfântul Pavel, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de aceasta, va fi un vas de cinste sfânt, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Amin. Aș vrea în această dimineață, înainte de a ne apropia de masa Domnului, să vă vorbesc despre teologia vaselor. Teologia vaselor sau învățătura vaselor. Fiecare dintre noi care participăm la această închinare, în această dimineață, trebuie să înțelegem niște adevăruri profunde despre Biserica lui Iisus Hristos. Și ar trebui să citesc tot capitolul, pentru că în capitolul acesta 2, din 2 Timotei, Pavel ne prezintă câteva tablouri foarte distincte ale Bisericii lui Iisus Hristos. Dacă noi toți care suntem aici în această dimineață, sau majoritatea dintre noi, aproape 98-99% de aici, așa după cum eu înțeleg, văd și pricep, facem parte din Biserica lui Iisus Hristos. Unii nu fac parte încă din Biserica lui Iisus Hristos, pentru că nu s-au pocăit și nu s-au botezat. Când o vor face, se vor pocăi și se vor boteza, vor face și ei parte din Biserica lui Iisus Hristos. Însă, în rest, toți facem parte din Biserica lui Iisus Hristos. Însă, în capitolul acesta, Pavel ne ilustrează cam cum este Biserica lui Iisus Hristos, cu niște tablouri foarte simple, din vremea aceea. Însă tablourile acestea se potrivesc și cu vremea noastră, în modernitatea în care noi trăim. Și în capitolul 2, auziți cum descrie Pavel biserica. Ce este biserica, în final? Niște tablouri despre Biserica lui Iisus și vă rog să nu uitați. Tot ce face parte din Biserica lui Iisus Hristos, auziți ce este biserica. În capitolul 2, versetul 1, biserica este familia lui Dumnezeu. Mai departe. În versetul 2, biserica este comoara lui Dumnezeu. Observați cât de important este să faci parte din Biserica lui Iisus Hristos. E familia lui Dumnezeu, este comoara lui Dumnezeu, numărul 3. Biserica, un al treilea tablou, biserica este armata lui Dumnezeu. Deci, celor care vă place militaria, sunteți bineveniți. Este și armata lui Dumnezeu. Biserica este echipa lui Dumnezeu. Echipa de sportivă a lui Dumnezeu. Biserica este, în versetele 6 și 7, biserica este grădina lui Dumnezeu. Cineva spune așa, dacă vrei să ai o grădină frumoasă, neapărat trebuie să declară război buruienilor. Dar biserica este și grădina lui Dumnezeu. Însă în grădina lui Dumnezeu trebuie să ne străduim să nu fie buruiană multă. Și când apare buruiană, trebuie să ne ocupăm de ea, trebuie tratată, trebuie convertită din buruiană în grâu. Până în versetele 8 și 13, până la 13, biserica este trupul lui Iisus Hristos pe pământ. Biserica este trupul lui Hristos. Noi suntem trupul, Iisus Hristos este capul. Amin. Amin. Trupul e pe pământ, capul este în cer. De-aia unii dintre creștini sunt puțin cu capul în nor. Pentru că ei se tot gândesc la capul lor, care este Iisus Hristos. Însă, așa spune Apostolul Pavel, că Biserica lui Iisus Hristos este trupul lui Hristos pe pământ. Și, pe urmă, Biserica lui Dumnezeu este, în versetele 14-18, este și școala lui Dumnezeu. Deci, când intrăm în Biserica lui Iisus Hristos, intrăm într-o situație, într-o stare foarte privilegiată, foarte diversificată și foarte complexă. Primim și intrăm în niște faze din viața noastră și trebuie încetul cu încetul să trecem prin toate. Dar frumusețea este că în biserică, în școală, în echipa sportivă, în grădină, în trup, nu suntem singuri, ci Duhul lui Dumnezeu este cu noi, slavă lui Dumnezeu. Însă ultimul tablou pe care Pavel îl spune despre biserică este acesta.
Biserica este casa lui Dumnezeu. Pe lângă toate celelalte tablouri, Duhul lui Dumnezeu, prin Pavel, ne spune că biserica este și casa lui Dumnezeu. Și am citit versetele acestea, totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pe cetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, adică pe cei ce fac parte din casa Lui, și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Amin. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de aceasta, va fi un vas de cinste sfințit, folositor stăpânului său, pregătit, destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Biserica, Apostolul Pavel descrie în acest tablou biserica ca și casă a lui Dumnezeu. Acum, tabloul acesta, fraților, este foarte important pentru cei ce vă interesează biserica. Să știți că noi, în această dimineață, suntem biserica. Noi când veneam pe drum, noi nu mergeam la biserică. Și noi când mergeam pe drum spre biserică, noi eram biserică. Amin. Este foarte adevărat că într-un anume sens putem să spunem mergem la biserică. Dar în același timp, în aceeași răsuflare, în aceeași propoziție, trebuie să continuăm și să ne adâncim a realitatea aceasta în mintea noastră. Noi suntem biserică. Noi oriunde suntem, suntem biserică. Amin. Noi facem parte din trupul lui Iisus Hristos care este pe pământ și trupul lui Iisus Hristos este biserică, slavă lui Dumnezeu. Însă Pavel descrie biserica locală ca o casă cu o casă mare, cu o temelie sănătoasă, însă în casa aceasta sunt două tipuri de vase. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei, despre teologia aceasta a vaselor, aș vrea să învățăm câteva adevăruri în această dimineață. Biblia spune că Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce sunt ai Săi și Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce sunt ai Săi pentru că toți cei ce sunt ai Lui Dumnezeu sunt vase de cinste. Toți cei ce suntem ai Lui Dumnezeu suntem vase onorabile. Amin. Toți cei ce suntem ai Lui Dumnezeu suntem vase elegante. În casa Lui Dumnezeu, să zice Pavel, într-o casă mare, și se referă aici la casa Lui Dumnezeu, la biserică, sunt doar două tipuri de vase. Și au zis ce spune Apostolul Pavel, și o să-l citez încă o dată, că textele astea sunt mai puțin cunoscute de noi, spune așa, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Și acum atenție. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, primele, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Dumnezeu își cunoaște vasele din casa sa. Pentru că vasele din casa lui Dumnezeu se cunosc prin viața pe care ele o trăiesc. Și în casa lui Dumnezeu și în afara casei lui Dumnezeu. Dumnezeu îi cunoaște pe ai Săi și lumea îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui Dumnezeu, pentru că viața vaselor de cinste, și aici aș vrea să rămânem în această dimineață, este o viață neobișnuită, este o viață specială, este o viață supranaturală și, dacă vreți, este o viață onorabilă. Doamne, ajută-ne la aceasta! Fiecare credincios al Lui Dumnezeu, fiecare credincios este un vas al lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, dar unele vase sunt murdare și din cauza aceasta Dumnezeu nu le poate folosi. Acum, mesajul din această dimineață este foarte important, pentru că suntem înaintea mesei Domnului. Și este foarte important mesajul ăsta pentru că e pentru biserică. Și în mod deosebit, mesajul acesta este foarte important pentru că ne vorbește tocmai despre cele două tipuri de vase din
casa lui Dumnezeu. Din biserica lui Dumnezeu. Acum, Timotei este avertizat de Pavel să facă un lucru sau să facă câteva lucruri foarte importante. Este avertizat să se curățească și să nu se lase murdărit de vasele de ocară. Asta este avertizarea pe care Pavel o face lui Timotei, să se ferească de vasele de ocară, ca să nu fie și el afectat, să nu se lase molipsit, să nu se lase murdărit de vasele de ocară, adică să se despartă, să se separe cât poate el mai mult. Și asta în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 14, se numește doctrina separării. Învățătura despre separare. Și în 2 Corinteni, capitolul 6, Biblia ne vorbește despre învățătura aceasta a separării și eu vreau să citesc versetele acestea pentru că sunt foarte importante pentru fiecare dintre noi. Și auziți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni 6. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Aici se referă și la căsătorie și la toate celelalte juguri și parteneriate. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina și întunericul? Spune el în 2 Corinteni 6. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Domnului, Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, zice Dumnezeu, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților, să ne curățim de orice întinare a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Amin. Amin. Asta este hrană tare, frate. Din textele astea, mai puțin s-a predicat la stânca, însă este vremea să începem să predicăm. Pentru că Evanghelia și mântuirea vine la pachet. De aceea, în această dimineață, înainte de a ne apropia de masa Domnului, mi-a șoptit așa Duhului Dumnezeu să învățăm aceste adevăruri despre teologia vaselor din casa lui Dumnezeu. Și lucrurile sunt foarte simple. Eu sunt un predicator foarte simplu. Nu, sper că nu complic lucrurile. Cum putem să devenim vase de cinste în casa lui Dumnezeu, sub nicio formă vase de ocară? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar că până la venirea lui Iisus Hristos, în împărăția lui Dumnezeu și în biserica lui Dumnezeu, va fi împreună și grâul și neghina. Așa spune Scriptura. Amin. Însă tot Biblia mai spune în textul ăsta din 2 Timotei, capitolul 2, că în biserica lui Dumnezeu, în aceeași biserica lui Dumnezeu, sunt două tipuri de vase. Ele se aseamănă foarte mult. Însă unele vase sunt vase de cinste, alte vase sunt vase de ocară. Vasele de ocară sunt vasele murdare. Vasele de ocară sunt vasele care fac compromis. Însă vasele de cinste sunt vasele curățite. Acum, cum putem deveni un vas de cinste în casa lui Dumnezeu? Și mai spun încă un secret. Eu, cu privire la dumneavoastră, eu nu știu dacă sunteți sau nu sunteți născuți din nou. Eu știu pe aia care sunteți botezați. Dar eu nu știu dacă sunteți sau nu sunteți născuți din nou. Nașterea din nou este o chestiune atât de intimă și atât de sensibilă încât doar tu știi dacă ești sau nu ești născut din nou și Dumnezeu. Eu știu că ești botezat, dar fii atent, eu nu-ți garantez ție nașterea din nou, nu-ți pot garanta ție mântuirea, pentru că doar tu știi ce este aici și Dumnezeu știe ce este aici. Ei, vasele în casa lui Dumnezeu sunt foarte asemănătoare.
Însă Biblia spune că Dumnezeu face diferența între ele. Și Dumnezeu spune că în casa Lui sunt vase de cinste și vase de ocară. În casa Lui Dumnezeu este amestecată, e amestecat grâul cu neghina. Și cândva, la final, Dumnezeu va despărți grâul de neghină. Noi acum încercăm să ținem rânduială în biserică și să ținem curățenie în biserică atunci când vedem lucrurile care ne sar în ochi. Însă, în final, și avem obligația aceasta spirituală, însă, în final, Dumnezeu, în final, la judecată, va face marea despărțire, marea separare. Acum, cum putem ști dacă suntem vase de cinste? Vasele de cinste, fraților, sunt separate de vasele de ocară prin crucea lui Hristos și prin sângele lui Hristos. Vasele de cinste sunt separate de vasele de ocară prin pocăință autentică. Și o să învățăm imediat ce înseamnă asta. Vreau să rețineți principiul acesta care a funcționat în fiecare secol. El funcționează și în secolul 21, principiul cu privire la biserică. Cu cât o biserică este mai curată, spiritual și moral, cu atât biserica aceea este mai atractivă pentru lume. Amin. Cu cât o biserică este mai asemănătoare cu lumea, adică în podoabe, în vorbe, în glume, în îmbrăcăminte, în comportament, cu cât o biserică se apropie mai mult de lume, nu mai poate avea impact asupra lumii. Impact pozitiv și impact duhovnicesc. Cu cât o biserică și cu cât un creștin este mai curat pe dinăuntru și pe din afară, cu cât o biserică este mai curată, este mai sfântă, cu atât este mai atractivă pentru lume și este mai puternică în fața lumii și are autoritate spirituală mai puternică în fața lumii. Știți? Care a fost metoda pe care Dumnezeu a folosit-o în Egipt, în noaptea aceea fatidică pentru egipteni, când Îngerul Morții a trecut prin Egipt? Care a fost etalonul pe care Îngerul Morții, trimis de Dumnezeu, l-a folosit? Cum de unii au murit și cum de alții au scăpat? Singura metodă pe care Dumnezeu a știut să o aplice și a putut să o aplice, a fost sângele. Știți ce i-a făcut deosebit pe evrei și au scăpat de moarte și au fost binecuvântați cu viață? Sângele. Ei s-au acoperit cu sânge și pe ușiori, pe cadrul acela al ușii, ei au pus sânge și au pus tocmai sângele mielului, care era un simbol al sângelui mielului, adică a Domnului nostru Iisus Hristos, care urma să se coboare din cer, să se nască în Betleem, să moară pe cruce și a treia zi să învieze și să se ridice la cer, slavă lui Dumnezeu. Ei, sângele, fraților, peste noi, face marea separare. Când cred în sângele lui Hristos și îl aplic prin credința asupra vieții mele, aia mă face un vas de de cinste. Și ce se întâmplă peste câteva minute, peste aproximativ 20 de minute, și ce se întâmplă? Ne vom apropia și vom întinde mâna și vom lua bucata aceea de pâine și vom lua un păhărel cu rodul viței. Și ce spune Domnul Iisus în Ioan 6? Zice, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are parte de mine. Și când ateii au citit și bagiocolitorii și agnosticii au citit versetele acelea, au spus, nu observați, domnule, creștinismul este o religie canibalică. Este o religie sălbatică. Păi auzi ce spune Iisus Hristos? Cine nu mă mănâncă pe mine. Dar Domnul Iisus Hristos mai târziu spune, cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. Oamenii au făcut reacții și cum adică omul ăsta ne dă carnea lui să o mâncăm? Domnul Iisus Hristos nu se referea absolut deloc la carnea lui. Și Domnul Iisus Hristos se referea că atunci când mâncăm pâinea aceea și le-a dat ucenicilor să mănânce pâine și le-a dat ucenicilor să bea din paharul acela rodul viței, nu spune Biblia că era vin acolo, ci era rodul viței, și spune Domnul Iisus, mâncați, că acesta este trupul meu și sângele meu și dacă nu mă mâncați pe mine, nu aveți parte de mine, nu aveți parte de veșnicie, nu aveți parte de mântuire, nu aveți parte de nimic.
Ei, marea separare vine asupra noastră când aplicăm sângele lui Iisus Hristos deasupra noastră. Sângele face punerea deoparte. Sângele face deosebirea. Fraților, tot mai mult mă convinc și nu sunt fanatic absolut deloc, deși fiul meu a zis odată că sunt fanatic, dar de atunci mi-a trecut. Nu mai sunt fanatic. Dar să știți, poate că am mai rămas fanatic, dar în cele bune. Însă nu sunt fanatic, însă vreau să vă zic ceva, să vă spun o chestiune foarte importantă, să vă spun o chestiune foarte importantă. Știți ce? Biserica nu atrage oamenii din păcat prin libertinaj. Și biserica îi scoate pe oameni din păcat prin sfințenie, prin dragoste și prin noblețe. Când biserica, noi toți, adică, învățăm că acesta este secretul pentru mântuirea oamenilor, oamenii vor vrea să aibă și ei ceea ce avem noi. Când oamenii de lângă mine vor vedea că eu sunt sfânt, dar nu sunt fanatic, că nu sunt extremist, adică te-ai pocăit și acum te duci la ușile tuturor și pas la ușii și spui, bă, pocăiește-te dacă nu te iar. Băi, te-ai pocăit, adică să nu fim violenți și nici virulenți. Și Biblia ne spune să fim nobili, dar să-i atragem prin comportamentul și prin viața noastră frumoasă. Amin. Asta este ceea ce ne spune Apostolul Pavel în textul acesta, că în casa lui Dumnezeu sunt două tipuri de vase. Unele sunt vase de cinste, celelalte sunt vase de ocară. Ei, noi vrem să fim vase de cinste. Noi nu vrem să ne riscăm mântuirea și să ne o ratăm. Trăim cum avem noi chef și bănuim că Domnul ne tot iartă, că e bun. Nu. Noi vrem să învățăm să fim vase de cinste ca să nu riscăm. Doamne, ajută-ne să nu riscăm în sensul acesta. Știți când am certitudinea mântuirii mele? Când trăiesc o viață de cinste. Când trăiesc o viață de sfințenie, abia atunci am certitudinea mântuirii mele. Fiți atenți, un prim adevăr. Toți suntem vase. În această dimineață, în locul acesta, toți suntem vase. Suntem vase ori de cinste, ori de ocară. Alegerea ne aparține. Amin. Tu alegi ce fel de vase ești. Dar toți suntem vase. Fiți atenți. Unii dintre noi trebuie să înțelegem adevărul acesta. Că toți suntem vase care conține ceva sau pe cineva. Suntem ori vase de cinste și îl conțin pe Duhul lui Dumnezeu, ori sunt vase de ocară care conțin murdărie. Și pentru că noi suntem înaintea mesei Domnului, Biblia ne spune că suntem vase care conțin ceva, toți suntem vase de cinste atunci când îl purtăm în noi pe Dumnezeu. Toți suntem vase de cinste atunci când purtăm în noi dragostea pentru Dumnezeu și dragostea pentru oameni. Amin. Amin. Toți suntem vase de cinste când trăim în curăție și în sfințenie. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Toți suntem vase de cinste când viața mea este o viață morală la toate nivelurile ei. Amin. Amin. Toți suntem vase de cinste. Dacă există compromis în viața noastră, atunci se pune semnul de întrebare dacă mai sunt vase de cinste. Am citit o istorie interesantă zilele trecute despre Marele Zid Chinezesc. Marele Zid Chinezesc, poate că unii l-a și vizitat, mie mi-ar place să-l vizitez, însă Marele Zid Chinezesc a fost construit în urmă cu câteva sute de ani bune. Și știți de ce l-au construit chinezii acest mare zid al lor? Are 2400 de kilometri lungime. Marele Zid Chinezesc. 2400. Este enorm de mult. 2400. Ajunge în Olanda. Știi, atât de lung este la Amsterdam, până pe acolo, 2400 de kilometri. Însă, chinezii au construit Marele Zid Chinezesc pentru a se proteja de hoardele barbare care veneau mereu și ataca. Era atât de înalt zidul acesta, încât rețineți, nimeni niciodată nu s-a gândit, vreo armată, nu s-a gândit să se cațere peste zid, atât de înalt era. Și era atât de lat, și este atât de lat zidul acesta, încât nicio armată nu s-a gândit să-l străpungă, să-l demoleze. Însă acum urmează partea cea mai interesantă. L-au construit
Și au spus, nimeni n-are ce să ne facă. Însă în primii 100 de ani de existență a zidului, în primii 100 de ani de existență a zidului, China a fost invadată de hoardele barbare, considerate de ei, de 3 ori. Dar niciun dușman n-a încercat să se cațere peste zid și n-a încercat să străpungă, să demoleze zidul. Și totuși, de 3 ori China a fost invadată cu tot cu zidul lor. Știți cum? Paznici au fost mituiți. Nu au trebuit să străpungă. Le-a dat șpagă. Nu vă sună familiar. Le-a dat la paznici șpagă și nu a trebuit să spargă nimeni zidul, că l-au deschis ăștia, de bunăvoie, contra mitei pe care ei au primit-o. Însă, fraților, ăia erau vase de ocară. Noi suntem vase de cinste. Amin. Vasele de cinste nu pot trăi oricum. Pentru mine, urmează să vă spun o chestiune care mă tot uimește la Dumnezeu. Dumnezeu mă surprinde, cel puțin pe mine, atunci când citesc cuvântul Lui și nu numai. Dar Dumnezeu mă surprinde prin faptul că depășește gândirea mea și rațiunea mea cu mult. Ce vreau să spun cu asta? Pavel spune în textul acesta că chiar și vasele de ocară au utilitate. În casa mare a lui Dumnezeu, chiar și vasele de ocară au o anume utilitate, spune el. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur, de argint, ci sunt și vase de ocară. Altele sunt vase de cinste. În economia universală și cosmică a lui Dumnezeu, Dumnezeu folosește chiar și vasele murdare pentru împlinirea planului Lui. Însă eu nu vă sfătuiesc să faceți parte dintre vasele murdare. Eu vă sfătuiesc, fraților, să facem cu toții parte dintre vasele curate. Amin. Care sunt niște vase de cinste. Pentru că doar vasele de cinste vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Vasele de ocare sub nicio formă nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu mă surprinde când îmi spune în Scriptură că chiar și vasele de ocară împlinesc carul Lui. Chiar și Satan trage la carul Evangheliei lui Iisus Hristos, slavă lui Dumnezeu. Vasele de ocară au rolul lor. Spre surprinderea mea, vasele de ocară au rolul lor. Atenție! Dacă hotărăști să fii vas de ocară, să știi că și tu împlinești planul lui Dumnezeu, dar de ocară. Și vei plăti. Dacă vrei să fii vas de cinste, vă dau o veste bună tuturor. Se poate. Dacă vrei, poți să fii vas de cinste. De tine depinde, nu de mine. De tine depinde. Doamne, ajută-ne tuturor să fim vas de cinste. Însă știți care este rolul vaselor? Știți care este rolul vaselor de ocară? Rolul vaselor de ocară este să împlinească slujbele urâte ale lui Dumnezeu. Și vă dau două exemple. Martin Luther, reformatorul, a spus Satan, diavolul însuși, este diavolul lui Dumnezeu. Și asta este o vorbă cu mult substrat spiritual. Că însuși diavolul, spunea Luther, face muncile urâte ale lui Dumnezeu. Este un vas de ocară. Satan face slujbele murdare. Și vă dau acum un exemplu. Iuda a fost un vas de ocară. Însă spre surprinderea mea, și asta mă surprinde la Dumnezeu, cât de inteligent este Dumnezeu în planificarea Lui, în modul în care organizează și conduce istoria și destinele vieții noastre, Iuda a fost un vas de ocară, cu toate acestea a slujit la ceva anume în împlinirea planului lui Dumnezeu. Biblia spune că Iuda a împlinit hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu. Și prin Iuda, care l-a vândut pe Iisus Hristos, s-a împlinit planul lui Dumnezeu. Dar Iuda era un vas de ocară. Noi însă nu suntem vase de ocară, noi suntem vase de cinste. Noi alegem ce fel de vase suntem. Vas de ocară sau vas de cinste. Și eu sunt convins că noi toți care în această dimineață suntem aici, suntem suficient de normal să fie ales să fim vase de cinste. Amin. Eu cred că niciunul dintre noi nu suntem nebuni și nu suntem bătuți în cap să venim în casa lui Dumnezeu, să ne închinăm lui Dumnezeu și în același timp să alegem de bună voie să fim vase de ocară. Doamne, ferește-ne de așa ceva. Însă, în încheiere, vreau să vă spun și adevărul acesta. Și
Și adevărul acesta este foarte important. Cum este vasul de cinste? Și cu asta aș vrea să încheiem, să ne apropiem de masa Domnului. Zice așa. Deci, dacă cineva se curățește, spune Pavel, va fi un vas de cinste. Și au zis cum sunt vasele de cinste acum. Va fi un vas de cinste sfânt, folositor stăpânului său, destoinic, adică, virgulă, calificat pentru orice lucrare bună. Amin. Amin. Știți cum sunt vasele de cinste? Sfințite. Noi săptămâna care a trecut și astăzi, duminica, este prima zi a fiecărei săptămâni, începem o săptămână nouă. Vasul de cinste, în primul rând, este spălat prin sângele lui Iisus Hristos. Amin. Vasul de cinste, vă mai spun încă un lucru, rămâne sub autoritatea sângelui lui Iisus Hristos. Noi avem doar un anume perimetru în care ne putem mișca. Așa cum suntem vase de cinste. Amin. Când evreii au intrat în casa lor, ei au rămas sub autoritatea lui Dumnezeu și cât timp au fost sub autoritatea sângelui, au fost bine mersi. Cât timp rămânem sub autoritatea și în perimetrul autorității cuvântului lui Dumnezeu, vom fi duși la pășun vers, la ape de odihnă, sufletul ne va fi înviorat. Când ieșim însă din perimetrul sângelui și ne luăm viața în propriile noastre mâini și facem ce vrem noi, și nu mai facem ce vrea El, atunci devenim vase de ocară. Doamne, ajută-ne să fim vase de cinste. Amin. Vasul de cinste, știți cum este? Este sfințit. Este folositor și este capabil pentru orice lucrare bună. Vasul de cinste este harnic. Amin. Amin. În biserica aceasta avem încă o altă viziune, fraților, în biserica aceasta. Avem o altă viziune foarte importantă. Fiecare dintre noi, în final, să ajungem să avem o anume slujbă. Aici era de zis amin. Fiecare dintre noi, el, până la ușa acolo, la sora Monica, fiecare dintre noi trebuie să avem o anume slujbă. Uitați-vă la mine. Asta sunt eu. Dacă fiecare mădular, știi, din trupul meu are o anume funcție. Dacă mădularul ăla din trupul meu nu își împlinește funcția, trupul nu mai funcționează bine. Ia numai să-ți intre un corp străin în ochi. Un fir de praf. Vezi cum încep să tragi cu ochi. Nu mai funcționează bine și tot trupul stă. Ia numai atâți cu degetul, cu ciocanul peste degetul ăsta mic. Ai de mine, fratele meu. Tot trupul doare. Fiecare mădular în trupul lui Iisus Hristos trebuie să aibă funcția lui și să-și o îndeplinească. Aia este biserica după voia lui Dumnezeu. Și din cauza aceasta trebuie să ne luptăm să ne descoperim darurile. Amin. Apropo, avem nevoie de cineva care să descopere darul de a face curățenie în săptămâna aceasta. Trebuie să ne descop, ca să fac aplicația practică, oricine, bărbat sau femeie. Deci, trebuie să ne descoperim darurile și trebuie să funcționăm armonios. Pentru că noi suntem un vas în casa lui Dumnezeu și vasul de cinste este sfânt, este folositor, adică lucrează, dar nu parazitează, ci vasul în casa lui Dumnezeu are o anume utilitate pe care Dumnezeu i-a dat-o și când vasul ăla nu funcționează și nu lucrează și nu muncește, trupul întreg suferă. Și Apostolul Pavel încheie așa și spune: Timotee, fugi de poftele tinereții. Acum să știți că poftele tinereții nu se referă numai la adolescenți și până la 20 de ani. Știți că de la 21 de ani deja începem să îmbătrânim, știați asta? Să vă dau vești bune pentru unii, alții proaste. De la 21 de ani deja celulele din trupul nostru încep să moară. E adevărat că se formează altele. Dar savanții spun că până la 21 de ani deja începem să experimentăm celule moarte, tot mai multe. Ele se regenerează, dar ideea este că au început deja să moară. De la 21 de ani, în alte cuvinte, începem să îmbătrânim. Nu vedeți? Eu din tinerețe am încărunțit. La neagoie, Liviu nu se vede că asta e cu păr vopsit special, așa, are o culoare specială. Însă, fraților, de la 21 de ani, celulele încep să moară, Pavel îi spune lui Timotei, fugi de poftele tinereții.
Zice Pavel lui Timotei, vreau să fiu un vas de cinste. Ca să fii vas de cinste, zice Pavel lui Timotei, fugi de poftele tinereții și fă câteva lucruri. Fii atent ce fac vasele de cinste în final. Vasele de cinste fug de poftele tinereții. Doi. Și spune Pavel, urmărește neprihănirea, asta înseamnă curăție, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Amin. Și Pavel îi spune lui Timotei, spune, nu te izola de biserică. Tu vino la părtășia bisericii. Tu vino la biserică pentru că biserica este familia lui Dumnezeu. Nu te superi și te izolezi, că te duci în jos. Zice, Pavel zice, tu urmărești, zice, fugi de poftele tinereții, oricare ar fi ele, ia? Știți care? Eu m-am tot gândit, oare care sunt poftele tinereții? Hai să vă spun care sunt poftele tinereții, le găsim în noi până la vârsta asta și până la 97 de ani și jumătate. Auziți aici. Poftele tinereții, știți care sunt? Sunt poftele carnale. Oricum încep să dezvolte și știți restul, unii mai bine decât mine. Știți care mai sunt poftele tinereții? Sunt poftele de bani, pofta după bani. Băi, când ești tânăr, băi, vrei să ai bani și te uiți cu jin la ala care îi bătrân și conduce Mercedes. Și spui, măi, de ce n-am eu Mercedes-ul ăsta acum? Și bătrânul să conducă Dacia, știi? Cam așa te gândești, nu, de ce n-am bani acum și la bătrânețe? Acum să am bani. Și la bătrânețe să nu mai am atâția, știi? Dar fii liniștit că nici la bătrânețe n-ai atâția, ca să nu vă gândiți alții greșit. Dar astea fac parte din poftele, poftele tinereții sunt poftele sexuale, astea carnale, dar mai sunt pe lângă astea, sunt poftele astea economice, de bani. Poftele tinereții mai găsit încă ceva, plăceri de tot felul. Astea fac parte tot din poftele tinereții. Poftele tinereții mai găsit încă ceva, faimă. Păi, când ești tânăr, vrei să ai faimă. Când începi să te maturizezi, spui, faima nu mai este atât de importantă. Dar când ești la început, știi, dom'le, vrei tot să știe despre tine, să știe cine ești tu, ce faci tu, ce mașină ai tu, știi? Vrei să... Să vă mai spun încă o poftă a tinereții. Este lenea. O poftă a tinereții este lenea. Domnilor, îți place... Și uitați-vă la tine, le place să doarmă mult. A bine, asta ca să știți că nu numai la tine. Dar asta face parte din noi, știi? Și pofta asta s-ar putea să o ai ani de zile și zeci de ani de zile. Dar asta înseamnă când Pavel îi spune lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Și la asta se referă. Mai spune că o poftă și la prea multul somn, știi? Să paraziteze în pat acolo, știi? Să te lenevești în pat. Mai spune că, rapid, trei pofte ale tinereții care fac parte din pachetul ăsta de pofte ale tinereții, este răzvătire. Domnilor, răzvătirea. La tinerețe și asta s-ar putea unii oameni să fie caracterizați toată viața, pofta tinereții. Uitați-vă la unii tineri, nu toți. Domnilor, răzvrătiți până la maxim. Și îi avem în casele noastre. Alții nu îi avem, slavă Domnului, eu n-am așa ceva. Deci sunt foarte bucuros de asta, serios. Da, serios. Deci, fraților, dar răzvrătirea este o poftă, realmente este o poftă a tinereții. Să mai dau încă o poftă, o brăsnicie. Domnule, e obraznic. Domnule, e obraznic? Ei, asta face parte din poftele tinereții și încă una. Mândria. Știi? Mândria. Aroganță, mândrie. Ei, asta fac parte din poftele tinereții. Ei, zice Pavel așa, un vas de cinste fuge de poftele tinereții. Alo, amin. Un vas de cinste fuge de poftele tinereții. Și auziți, urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul, dintr-o inimă curată. Aleluia! Amin! Amin.